tu te-ai născut cu un obiectiv final, o viață armonioasă, elegantă și liniștită. Te înconjori cu oameni plăcuți, receptivi și lucruri grațioase. Având ambiții, străduindu-te pentru succes și faimă, care este tipic unui capricorn, vei urmări interesele culturale. Mulți oameni creativi își sărbătoresc ziua de naștere pe 15 ianuarie, iar cei care nu au devenit artiști, scriitori sau muzicieni devin adesea patronilor. În mod repetat, în viața ta apare tema eroismului. Într-o anumită perioadă, găsești în tine vâna neînfricată și, mai târziu, te bazezi pe ea în situații de criză și stres. Este posibil ca nici măcar să nu suspectezi existența unei astfel de calități în tine până când soarta nu îți aruncă o provocare deschisă. Până la acel moment nu te deosebești de ceilalți. Evenimentele care trezesc dintr-o dată eroismul tău latent apar de obicei între 20 și 30 de ani. Ca un copil, adesea visai să explorezi și chiar ai avut idealul unui erou. Ca și părinte poți fi un exemplu de urmat. Reprezentându-te ca eroină, încerci să-ți stimulezi activitatea și inițiativa. Nu este exclus totuși ca mai apoi să devii eroină, chiar și în ochii copiilor tăi, făcându-ți astfel visele tale tinerești să devină realitate. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: practică, diligență, devotament, austeritate, modestie, realism, economie. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului: disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficient timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Te străduiești să-ți îndeplinești ambițiile la vârful carierei și faimei. Visezi la o viață liniștită, sigură și confortabilă și ești conștientă de faptul că pentru asta trebuie să câștigi destui bani. Efectul datei nașteri este exprimat în faptul că ești atrasă de viața culturală. Poți fi artist, muzician, poet, scriitor, actor sau, în cazuri extreme, studii culturale, expert în cultură, critic de artă, patron al artei. În orice caz, ești o persoană creativă. Nu ești în mod necesar o persoană activă din punct de vedere social, dar poți fi atrasă de una sau de altă persoană care îți va inspira cunoașterea de sine. Profesorii și mentorii joacă adesea un rol cheie în cariera ta. Iubirea, sau cel puțin prietenia și tandrețea profundă,
este de asemenea importantă în relația ta cu lumea exterioară. Răzvrătirea este o manifestare particulară a maturității. Tu simți foarte rău nedreptatea, deci ești pregătită să lupți împotriva oricărei forme de opresiune sau agresiune. Eu cred că ai o înfățișare plăcută și adesea chiar naivă, ascunzând forța interioară profundă. Cei care încearcă să profite de blândețea ta descoperă în curând cu surprindere capacitatea ta de a rezista. Tu înveți repede lecțiile vieții și repeți adesea, rușine celui care mă înșală pentru prima dată, rușine mie dacă mă las înșelată de două ori. Nu trebuie să fii prea deschisă și să lași în lumea ta interioară pe aceia care îți pot face rău. Pe de altă parte, a te înconjura cu un zid de fier după ce ai fost rănită este cel puțin prostie. Găsirea unui echilibru între deschidere și securitate este sarcina principală pentru tine. Ar trebui să fii mai precaută cu privire la chestiunea plăcerilor senzuale la care ai slăbiciune. Uneori, energia ta este pur și simplu pulverizată pe obiecte care nu sunt vrednice de atenție. În plus, tu trebuie să-ți temperezi dorința de a subjuga lumea din jurul tău și să rămâi deschisă evoluție și schimbării. Te distingi față de alți nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești fermă, loială, responsabilă, ea simte nedreptatea foarte atent și cu durere suportă atitudinea nedreaptă față de persoana sa. Tu vei lupta cu orice formă de manifestare a nedreptății, opresiunii sau încălcarea demnității feminine. Pot afirma că ești puțin naivă, dar ai un aspect delicat. Deși nu te grăbești să te relaxezi, în spatele acestui chip angelic poți ascunde o forță interioară puternică pe care nu o poate duce fiecare om. Cum afectează data de 15 ianuarie soarta ta? De la o vârstă fragedă, ai vise de aventură, imaginându-te că ești eroina care salvează frumusețile fabuloase care, prin voința destinului, au fost ținute captive de ticăloși, sau amazoană neînfricată, care poate depăși orice obstacol. Savurând diferite cărți de aventură, tu te pui întotdeauna în locul protagonistului. Tu primești o plăcere inimaginabilă de a te deda la astfel de vise, dar mai devreme sau mai târziu, visele devin insuficiente. Apoi, ești trezită de un adevărat eroism, agitat și atot cuprinzător, uneori te surprinde pe tine însăți, pe măsură ce acesta se trezește brusc, ca și cum ar fi izbucnită dintr-un vulcan care nu a funcționat timp de secole. Și din acest punct, nimic nu te mai sperie, devii eroina cărților tale preferate. Ai o caracteristică foarte amuzantă, răzvrătirea se trezește la o vârstă mai matură și nu la fel de des ca în adolescență. Cu alte cuvinte, se pare că manifestarea revoltei este definirea maturității tale. Te simți foarte jignită de orice nedreptate și încerci în mod constant să o elimini și, dacă te-ai angajat deja într-un proces similar, atunci sunt sigură că îți vei termina treaba. Aspectul tău puțin naiv, care adesea atrage oamenii care nu au intenții foarte favorabile, este cel mai bun exemplu că aparența este înșelătoare. La un moment dat, începi să-ți demonstrezi caracterul de fier, la care infractorul nu se așteaptă. Pot spune că ai activitate socială, numai în cazuri rare, dar nu poți fi numită singuratică. Te simți confortabil în cercul de prieteni apropiați și tovarăși, în companii calde, unde te poți relaxa și te vei relaxa din inimă. Ești foarte lacomă pentru romane pasionale nu pe termen lung. Important este faptul că viața sexuală pentru tine are una dintre cele mai importante poziții, ești foarte senzuală în această privință și cauți să împărtășești tandrețea ta cu mediul. În sex, în primul rând, tu ai grijă de partenerul tău, dar, din păcate, este destul de obositor. După o anumită perioadă de timp dedicată reflecției filozofice, poți decide să obții un partener, care, într-un fel sau altul, afectează percepția ta. Dorința de a subjuga întregul univers se înmoaie puțin, dar nu are unde să meargă până la capăt. Deoarece onestitatea și justiția prevalează, tinzi să ai încredere în oameni, nu te aștepți la niciun truc și poți fi prea deschisă cu cei care nu merită.
Dar dacă observi vreodată o persoană a fi nesinceră, o elimini imediat din viață, nu poți fi înșelată de două ori, niciodată nu vei permite o astfel de situație. Dragoste și compatibilitate. În viață ești realistă și practică, dar în dragoste un idealist romantic, înzestrată cu o natură exigentă și critică, poți fi dezamăgită cu cruzime dacă obiectul pasiunii nu corespunde standardelor înalte. Cu toate acestea, atâta timp cât totul merge bine, vei arăta ca o iubită loială și credincioasă. Ești o femeie pe picioarele ei, stabilă și de încredere, deși puțin plictisitoare, știi cu siguranță cum să obții succesul în viață. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relația armonioasă te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine, reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și cariera ai nevoie de o persoană puternică în apropiere care ar putea deveni mentorul tău spiritual. Cele care sunt norocoase să întâlnească o astfel de persoană în drumul lor devin oameni mai adânci și mai interesanți, deoarece lucrează pe ei înșiși și se angajează în cunoașterea de sine. Dar de cele mai multe ori, natura ta nu apare la suprafață, stă ascunsă în spatele aspectului frumos și a ochilor mari naivi. Ceilalți este bine să știe că blândețea ta este înșelătoare, de fapt ești o războinică adevărată. Sănătate și boli. Cel mai adesea te confrunți cu probleme care afectează aspectele senzuale ale naturii tale. De exemplu, tu poți fi predispusă la excese atât în ceea ce privește alimentația, cât și sexul. Aceste probleme se cristalizează în copilărie. Trebuie să te asiguri că emoțiile tale nu devin o armă sau un instrument de manipulare, mai ales în relațiile cu copiii. Abilitatea de a găti te va ajuta să înveți mai bine cum să-ți controlezi dieta și, dacă este posibil, să elimini excesele de acolo. Sportul și exercițiile în toate formele nu sunt interzise, sporturile de echipă sunt deosebite de utile. Poți abuza de mâncărurile delicioase, alcool și plăcerile senzuale. Ar trebui să înveți să-ți reduci pasiunile și să te asiguri că ceilalți nu-ți folosesc slăbiciunile și hobby-urile în avantajul lor. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură visătoare, vizionară, iubitoare de diverse aventuri, călătorii. Ești înzestrată cu perseverență specifică Capricornului, întruchipezi visele cele mai îndrăznețe în realitate, realizezi planuri grandioase. În anii copilăriei se poate să fie întâmpinată dificultăți în termenii materiali, dar învățând înțelepciunea vieții, dobândind cunoștințele necesare. Datorită talentelor cu care universul te-a înzestrat cu generozitate vei putea să te înconjori cu confort și strălucire. În sfera materialului, vei obține rezultate excelente în timp. În viața de familie, înțelegerea reciprocă, respectul și fericirea domnesc. Sfaturi pentru tine. Nu te încrede în mod inutil sau, dimpotrivă, nu ceda paranoiei, după ce ai decis că nu poți avea încredere în nimeni. Adevărul se află undeva la mijloc. Fii discriminatoare, dar rămâi deschisă la schimbare. Încearcă să nu pierzi toată puterea ta în plăceri. Fii flexibilă. Lumea se schimbă în mod constant, deși, uneori, imperceptibil, te schimbi cu ea. Părăsește încercarea de a cuceri și de a reface totul de una singură. În această direcție, poți lucra fără sfârșit și nu vei reuși niciodată. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică.
Nu-ți plac surprizele. În sinate ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână, tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.